prăpăd în capitală. Mai multe străzi și pasajul Unirii sunt inundate la această oră, iar în nordul capitalei vântul a smuls copacii din rădăcină și a aruncat pe carosabil. Colega mea Andreea Georgescu are mai multe detalii. Bună seara, Andreea! Bună seara, situația este extrem de dificilă la această oră în mai toate zonele Bucureștiului. Cel mai mult a plouat în partea de sud. Sunt inundate bulevarde întregi din cartierele Tineretului și Berceni. Pur și simplu nu se poate trece pe mai multe bulevarde care au fost complet acoperite de apă. De asemenea și în sectorul 5, în zona străzilor Rahova și 13 septembrie. De asemenea, foarte multă apă acumulată pe asfalt. Mașinile înaintează cu greutate. Mai multe tramvaie au rămas blocate în trafic în zonele respective. De asemenea, din primele informații pe care am reușit să le strângem de la pompierii de la ISU București, care au la această oră în desfășurare câteva zeci de intervenții, au fost raportate mai multe situații de copaci sau stâlpi de electricitate doborâți de vântul puternic, care bate cu până la 90 de kilometri pe oră în anumite momente, ori în anumite regiuni ale capitalei. De asemenea, probleme mari în trafic și în zona Unirii, în zona centrală. Pasajul Unirii s-a inundat din cauza cantității mari de apă care s-a acumulat în pasaj și câteva zeci de autovehicule au rămas blocate acolo în subteran. Nu mai pot înainta din cauza cantității mari de apă care intră în zona de motor a mașinii și practic au provocat blocarea mașinilor la ieșirea din pasaj spre zona Tineretului, unde de asemenea este inundată. Și în sectorul 3 sunt probleme raportate în acest moment, în special înspre ieșirea către autostrada A2. Sunt situații în desfășurare, plouă în continuare la această oră în București și este în continuare în vigoare o alertă de tip cod roșu, care a venit după o alertă de cod portocaliu de furtună, practic de aproximativ 2 ore. Este o furtună puternică atât în București, cât și în zona din prejur, și mai multe localități din Ilfov sunt vizate de această alertă. A căzut și grindină în unele părți din București, spre exemplu în sectorul 2, în zona Arenei Naționale. Mașinile au fost acoperite de un strat subțire de gheață timp de câteva minute.